Ai venit să-ți cumperi vreo icoană sau o vuvuzelă binecuvântată. Da. Am venit, am dus o sensibilizare și aștept la primire. Uh-huh. Părintele de la Tușeni se face de cap. Da, pe ce? Ești credincios? Parcă nu era. De el, anume de asta, când mă supun voinței lui, mă discută la biserică. Părinții mei sunt morți și la ștedânși îi discută, discreditează familia mea. Dar de ce te plângi la biserică și nu la stat? Că statul de calomnie te apără, nu? Și la stat și la poliție, dar nu suntem de slujbă, le-am amenințat. Și te gândești să te adresezi la mitropolie? Da. Poate măcar iese. Mhm. Potolească leacă. Da, am văzut niște documente, de unde le-ai captat? Pe rețele de socializare și pe rețele, cel mai mult... Nu el se exprimă pe internet? Da, pe rețele de socializare, el nu numai pe mine, pe mai multe persoane care nu-i spun voințe lui și care nu fac așa cum vor. Ei declară vrăjmașa satului, diavol. Păi, el adică au dispersat Tușeni în două tabere, care îl susțin pe dânsul, care îi spun lui și care... să-i îndemne la înțelepciune și la unire, la astea, dar el e... Și apoi oamenii ce fac? Nu-ți duc la biserică, deși eu nu se duc. Mai mult de jumate din oameni care îmblă la biserică, duc la biserică, la Domn Brava, la... La vecini, am înțeles. Și pe dânsul n-al interesat, el are contingentul lui de băbuți care îl susțină în toate și așa. Dar din și întreține, că biserica așa e enormă, ar trebui să aibă mulți enoriași ca să plătească pentru o biserică mare. Păi e că scrie cereri la Consiliu. Să-i dea ajutor, să plătească gazul pentru... Da? Nu-și permite nici întreținere. De ce a făcut biserica așa mare dacă nu are cu ce să o încălzească? Și-i dă Consiliu? Îi dă, da. Îi dă, am uși... Dar dacă nu-i dă, păi blestemă. Da, lui de asta și nu-i convine consilierii ăștia care nu-i supun lui. Lui trebuie la primar și consilieri care îi supun lui și care el știe precis că în orice moment când s-a adresat cu... Votează cu ambele mâini. Da. Vreun an jumate în urmă a scris o cerere că să-i dai bani, că să repare cazanul. Consilierii s-au revoltat, că măcar să aducă un act, că într-adevăr e stricat cazanul. S-au discutat bune de a alocăm bani cu condiția că el a dus documente confirmatoare, că într-adevăr cazanul s-a stricat și costă, repararea costă 200.000. Enorm. Dar și fel de centrală termică de 200.000? Cu 200.000 îți cumperi două centrale noi. Și e mare, în călcări, în podează. Dar măcar se împli la sărbători? Numai de Paști? Da, când sărbători. Și te botează când îți dea aghiazmă gratis, dar altfel? Dar oamenii nu vor spui cu dânsul, de-aia au așa o antipatie de popa Isteană și Plătușeni Andrei Secret. Au așa o antipatie că ei de-aia nu vor spui cu dânsul. Și crezi că o să rezolve mitropolia? Așteptăm că